Și comentăm informațiile acestei zile. Vorbim atât despre frontul din Ucraina, dar și despre concluziile summitului de la Madrid. Emanuel Cernat, analist de politică externă alături de noi. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Sabin Orcan, director Newsweek. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Robert Chis, jurnalist Digi24.ro. Mulțumesc că ești alături de noi, Robert. Bună seara. Și de asemenea, Sergiu Mișcoiu, profesor în științe politice, ni se alătură prin Skype. Bună seara. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara. Aș începe cu Insula Șerpilor și faptul că a fost eliberată. A fost prezentată această informație ca o victorie atât de ucraineni, dar și de lideri ai Occidentului. Evident, Moscova are obiecții, ba chiar vrea să spună că a fost de bună credință această retragere. Domnule Cernat, cum vedeți întreaga desfășurare și cum s-au construit ulterior mesajele? În primul rând, Insula Șerpilor are o semnificație aparte din punct de vedere simbolic. Înainte de a ajunge la partea strategică, avem partea simbolică extrem de importantă. Este practic locul de unde a început într-un fel războiul în 24 februarie. A fost unul dintre primele puncte atacate de către Federația Rusă. A fost făcută celebră prin replica care a făcut înconjurul lumii al trupelor care apărau Insula Șerpilor și care a ajuns să fie printată pe tricourile ucrainienilor, ca un semn de rezistență, și atunci există și o valoare simbolică extrem de mare. Dar pe lângă valoarea simbolică există și o valoare strategică a acestui loc. Este practic poarta de unde poate fi păzită zona portului Odessa. Are o importanță strategică inclusiv pentru România, pentru că proximitatea României față de Insula Șerpilor este una extrem de mare. Practic, în acest moment, nemai având trupele rusești pe Insula Șerpilor, inclusiv gurile Dunării poate să fie considerate mai în siguranță. Se vede aici foarte clar că deja efectul armamentului specializat și armamentului care a fost livrat de către Occident Ucrainei începe să-i spună cuvântul. Se vede că aici toate acele sisteme de rachete HIMARS sau de rachete multiple, inclusiv tunurile Cezar de la francezi, de mare precizie, încep să dea roade și este un prim punct care deschide un apetit al ucrainienilor pentru o potențială contraofensivă în vară pe care speră ei să o poată derula. Spun ucrainenii inclusiv lansatoarele de tip sovietic ale lor, Bogdana, ar fi fost folosite în apărarea Insulei Șerpilor. Cum vedeți însă mesajul Rusiei? Încercarea lor de a părea că a fost un gest de bună credință, același lucru pe care l-au spus în momentul în care au fost nevoiți să se retragă din Kiev, din nordul Ucrainei? Bine, nu e o victorie importantă strategică, hai să fim serioși, și mai degrabă simbolică. Sigur, strategic din punct de vedere al capului de pod pe care reprezintă Insula Șerpilor pentru România, Odessa și această zonă sudică a Ucrainei, da. Dar nu e de ocuparea sau nu a Insulei Șerpilor nu depinde războiul din Ucraina. Adică soarta de pe front e decisă de alte forțe mult mai numeroase. Simbolic, da, e acea replică celebră pe care a amintit-o domnul Cernat, pe care nu o putem repeta la televizor sau nu vrem să o repetăm la televizor și reprezintă un simbol pentru ucraineni. Iar pentru ruși, în momentul în care este un eșec pe plan militar, nu o să auziți niciodată de la Kremlin, pentru că în acest moment Kremlinul este în paradigma negării evidenței și a tot ceea ce este evident pentru toată lumea și evident că nu o să recunoască niciodată Kremlinul un eșec, o retragere, un insucces militar pe front. Până acum Kremlinul a prezentat tot timpul, inclusiv retragerea din jurul Kievului, ca fiind de fapt un plan, ca având un plan. Nu reiese care a fost planul, nu există logica acestui plan pe care să o deceleze experții militari. N-am văzut un expert militar care să ne explice logic și cu argumente care ar fi logica pentru care să duci să asediezi Kievul, după care să dai înapoi și de fapt să te ocupi de Ucraina de Est. Deci nu există nicio logică în această operațiune. Dar asta arată că niciodată Kremlinul nu recunoaște când are un insucces pe plan militar și nu o va face, pentru că în acest moment Kremlinul, aparatele de propagandă, Rusia 1 și așa mai departe, sunt toate în logica de război. Reciteam înainte să vin la emisiune, fiindcă mi-am adus aminte ce mi-a spus Gari Kasparov când a venit în România, unul dintre cei mai importanți opozanții lui Putin, care e încă în viață și nu e la închisoare, fiindcă trăiește în exil și mi-a spus că dacă luăm toate cele 14 criterii expuse într-un eseu celebru de Umberto Eco pentru a stabili dacă un regim e fascist, dacă le luăm pe toate cele 14, s-ar putea să potrivească toate cele 14 regimului Putin. Și mă uitam acolo că există și unul din puncte, nu mai țin minte ce număr, este emis de Umberto Eco, este inamic, în același timp puternic și slab. Și m-am gândit mult timp ce înseamnă asta. Și înseamnă așa, ați văzut și astăzi, nu? În declarațiile lui Putin. Înseamnă așa, inamicul e puternic din moment ce mă amenință pe mine, Rusia, care sunt cea mai puternică țară sau una dintre cele mai puternice de pe planetă. Dar în același timp inamicul e slab. Iată, putem să facem ce vrem. Putem să facem ce vrem cu Suedia și cu Finlanda, dacă ele vor primi trupe și așa mai departe. Deci există acest discurs al negării evidenței pe de o parte, al amenințărilor față de Occident, nu doar față de Ucraina, și asta face parte dintr-un, să zicem, mod de război, de propagandă de război în care a intrat întreaga Rusie și în care aproape nimeni dintre oamenii relevanți din Rusia nu mai are curaj să spună ceva cât de cât care să devieze de la firul roșu oficial al propagandei Kremlinului. Și vă propun să ne uităm înspre declarațiile lui Vladimir Putin, pentru că a avut astăzi de comentat și la adresa aderării Finlandei și Suediei și la adresa liderilor G7 care l-au ironizat. Avem toate detaliile, revenim la ediția specială. Din nou în direct analizam retragerea rușilor din insula Șerpilor și o declarație interesantă făcută de ministrul rus al apărării pe un cont de Telegram. Acesta vorbește, recunoaște de fapt că acolo ar fi suferit foarte multe pierderi dacă și-ar fi păstrat armata rusă armele soldații. Robert Chis, apropo de aceste declarații și suita declarațiilor de după momentul acesta în care s-a aflat că rușii se retrag de pe insula Șerpilor. Evident, prima reacție a rușilor a fost una prin care parcă își proclamau ei victoria că s-au retras de pe insula Șerpilor. Da, Șerpilor, gest de bunăvoință pentru a facilita tranzitul cerealelor prin Marea Neagră. Adică noi ne retragem de pe insula Șerpilor ca să nu simțiți cumva că sunteți amenințați, poate veți demina portul Odessa și veți începe să exportați cerealele prin Marea Neagră. După care, desigur, în momentul în care a intervenit și retorica ucraineană și retorica occidentală și părea mai mult decât evident că rușii au părăsit în grabă insula, tocmai pentru că de câteva zile, dacă nu chiar săptămâni putem vorbi, bune, insula era atacată frecvent de către forțele ucrainene, Ministerul Apărării a transmis acest mesaj pe Telegram și recunoștea că în ultima perioadă a dispus acolo forțe care au fost atacate constant. Spune Ministerul Apărării rus, desigur, că au fost respinse atacurile ucrainenilor, dar cumva că nu mai merita să păstreze acolo garnizoana de pe insula Șerpilor, tocmai pentru că e o zonă deschisă, o zonă vulnerabilă care poate fi atacată în permanență și asta duce desigur la pierderea unor forțe ale Federației Ruse, motiv pentru care ar și fi părăsit insula Șerpilor. Și spuneau de asemenea rușii că activitatea, practic, obiectivele pe care le-a avut garnizoana militară de pe insula Șerpilor au fost îndeplinite cu succes, cum altfel, nu? Federația Rusă trebuie să prezinte un succes în orice eșec. Și avem și o fotografie cu imaginea insulei Șerpilor, acum după ce rușii s-au retras. Se vede fum acolo, se vede că au plecat în grabă, o imagine pe care o vom urmări și noi pe ecran. Dar cum se împacă totuși acest discurs al Rusiei de până acum? Păreau că lansează atacuri mai feroce în estul, în Donbass, atacau și amenințau Occidentul că dacă Finlanda și Suedia va adera la NATO, vor lua în considerare, dacă nu cumva asta e o declarație de război, și în momentul acesta cu insula Șerpilor, când se retrag din bunăvoință. În bunăvoința rușilor e foarte greu să crezi. Nu cred că putem să credem după episoade precum Bucha, Borodianca, Iatul din Mariupol, și exemplele, din păcate, sunt extrem de multe. Mai mult decât atât, vorbesc de bunăvoință și vorbesc de faptul că au făcut acest pas pentru a permite reluarea comerțului de cereale și a exportului de cereale Dar spun asta în timp ce bombardează silozurile și capacitățile de încărcare a grânelor pe care le au ucrainienii. Deci aici, iarăși, este o diferență foarte mare de mesaj la ei. Este clar însă că momentul în care ei părăsesc insula, a fost surprins de către sateliști, se vede că ei pleacă cu evacuarea se face cu bărci rapide, ceea ce denotă faptul că nu mai puteau să rămână, să mențină pozițiile respective. Au încercat să salveze practic tot ce se poate, au dat foc după aceea, din ce am citit, au dat foc la ce a rămas pentru a nu putea fi folosit ulterior de către armata ucraineană. Poziția însă este una destul de ingrată, pentru că la rândul lor nici ucrainienii nu vor putea în acest moment să intre și să ocupe militar insula Șerpilor. Deci această stâncă, că până la urmă insula Șerpilor, noi știm foarte bine, a existat o întreaga dezbatere între România și Ucraina. Insula Șerpilor este o stâncă, iar aceasta va rămâne cel mai probabil nepopulată nici de către Federația Rusă, nici de către ucrainieni, sperând că în acest fel să poată fi repornit circulația navelor pentru a putea duce grânele către zonele care riscă să sufere de foame într-un viitor apropiat, nici măcar într-un viitor foarte îndepărtat. În acest moment Ucraina este în pragul recoltei. În luna iulie, cel mai târziu, vor trebui să înceapă recolta pe care nu vor avea unde să o depoziteze. Deci este o problemă care trebuie să-i răspundă de urgență. În contextul summitului de la Madrid, Sergiu Mișcoiu, mă îndrept înspre dumneavoastră, și Boris Johnson a făcut declarații după ce s-a aflat de retragerea rușilor din insula Șerpilor. Retragerea Rusiei arată că supunerea Ucrainei este imposibilă. Cum vedeți dumneavoastră desfășurarea? Cum, desigur, și Boris Johnson trebuia să declare ceva triumfalist, pentru că el ne-a obișnuit la rândul său cu declarații. Atunci când Ucrainei mergea foarte rău în prima fază a războiului, a fost printre cei mai agresivi dintre susținătorii Ucrainei și cred că din acest punct de vedere face ceea ce trebuie făcut în acest război de propagandă. Retragerea aceasta este desigur o retragere pripită, nu există dubiu că așa s-au întâmplat lucrurile. A fost fortificată insula acum câteva săptămâni, o lună, era deja fortificată de către ruși, încercând să facă de acolo o bază pentru o eventuală acțiune concertată de invazie a Odesei. Nu s-a întâmplat așa, au existat schimbări de plan și cred că, la fel, rușii nu sunt deloc constanți în ceea ce fac. Teoria aceasta că ei au un mare plan pe care îl pun în aplicare este una greșită, iar Johnson și occidentali încearcă să speculeze toate aceste greșeli strategice, schimbări de ultimă oră de tactică, concedieri la vârful armatei, schimbări de strategie, tocmai pentru a arăta cât de inconsistentă este această armată rusă și cât de puțin realist este planul pe care l-au avut la început rușii. Ocuparea insulei Șerpilor la începutul războiului corespundea cu un plan care era destul de limpede, un plan de debarcare rapidă în Odessa și de ocuparea Ucrainei din toate colțurile sale. În momentul de față, poate că este chiar tardivă retragerea rușilor de acolo, au suferit multe pierderi și dacă nu mai este de actualitate o debarcare la Odessa, era natural să se fi retras, poate chiar de mai multă vreme, cred eu. Vladimir Putin a făcut astăzi declarații după întâlnirea în propriul summit, paralel cu summitul de la Madrid, a și făcut declarații cu privire la aderarea Finlandei și Suediei și la ironiile pe care liderii G7 cu câteva zile înainte le-au făcut. Bine, cum a arătat acest Vladimir Putin acum cu declarațiile acestea? Ce a vrut el să... A arătat ca un mic, că nu foarte mare, club al dictatorilor. Acest summit al Mării Caspice este un club al dictatorilor. Vladimir Putin era însoțit de dictatori notorii. Gazda, și anume președintele Turkmenistanului, la Ashgabat, în capitala Turkmenistanului, s-a ținut acest summit. Gazda este un băiat. Asta este un băiat căruia tatălui, care a fost 20 și ceva de ani dictatorul absolut al Turkmenistanului, i-a lăsat moștenire, ca pe vremea sultanului, i-a lăsat moștenire Turkmenistanul. Asta e realitatea. Era acolo președintele iranian, adică nu avem niciun dubiu că Iranul nu e o democrație, da, parlamentară serioasă. Kazakhstan, la fel, țări tarate de corupție și de acuzații de autoritarism. Iar declarațiile lui Putin fac parte din acel mod de război în care a intrat toată propaganda Moscovei și unele sunt de-a dreptul rizibile. De pildă, declarația: țările lidere ale NATO vor să-și afirme hegemonia, ambițiile imperiale. Păi nu Putin spune că toate statele din jurul Rusiei, Federației Ruse, fac parte din fosta Uniune Sovietică? Nu emite el pretenții teritoriale către foste state din... Deci el are pretenții imperiale. N-am văzut la statele occidentale să-i dimpotrivă. Am văzut tendințe de fărâmițare. Am văzut acum, nu, un sondaj astăzi care dădea că pierde de puțin cauza independenței Scoției. Există mișcări de genul ăsta în Occident. N-am văzut mișcări imperiale în care Marea Britanie în ultimii 30 de ani să cucerească state, să devină un imperiu, să refacă Imperiul Britanic. De asemenea, am văzut câteva declarații în care se vorbește despre Suedia și Finlanda și spune: n-avem, pentru prima dată întoarce, nu, discursul de până acum și spune: n-avem nicio problemă, pot să se alăture cui vor, așa, decât... De la Putin putere. Dar dacă vor primi militari și tehnică de luptă pe teritoriul lor, atunci vom răspunde cu o măsură proporțională acestei amenințări. Deci, pe de o parte spune: da, pot să se arăture NATO oricând. Pentru că deja s-a întâmplat. Da, dar asta înseamnă că prezența unor trupe NATO, evident, orice țară NATO are trupe NATO prin rotație, da? Nu neapărat baze militare ca în Germania, dar are prin rotație, cum are și România, cum are și Polonia. Dar dacă vor veni militari și tehnică de luptă, atunci voi răspunde cu amenințare. Deci asta este, repet, este logica de război a acestui discurs, care nu are nimic de a face cu democrația. Nu există o dezbatere liberă în Rusia în acest moment. În Statele Unite, vorbeam în pauză, există. De dimineața până seara sunt posturi de televiziune în Statele Unite care îl toacă pe președintele Biden. Că nu face bine ce face, că ce face în Ucraina, că ce face... Deci, asta se întâmplă într-o democrație, în care oamenii aflați la putere sunt criticați pentru deciziile lor. În Rusia lui Putin nu mai există acest lucru. Nu există nimeni în Rusia lui Putin astăzi care public să exprime vreo opinie contrară firului roșu al operațiunii speciale, fără să ajungă fie la închisoare, fie să fie otrăvit, fie să fie în exil. Dar altul care să trăiască în Federația Rusă astăzi, un lider de opinie, care să spună ce-l taie pe el capul despre Putin, nu există. Dar mesajul... Cum nu există în Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, da? Pentru că astea toate sunt niște țări cu regimuri autoritare în care nu există alegeri libere. Băiatul ăsta lăsat, căruia i-a lăsat tatălui moștenire o țară, că a făcut alegerile, toate organizațiile internaționale, a câștigat cu 80%, toate organizațiile internaționale au spus că nu au fost ținute cum trebuie și că nu au fost democratice. Nu există presă liberă în Turkmenistan. Adică nu vă închipuiți că Putin s-a dus într-un loc în care a stat de vorbă cu niște omologi de-ai lui care erau niște democrați. A stat de vorbă cu niște oameni care sunt croiți din același material ca și domnul Putin. Soloviov, jurnalistul de frunte al lui Putin, spune că doar Vladimir Putin a fost ales democratic și că niciunul dintre liderii de la summitul de la Madrid nu a fost ales democratic. Scuze-mă, a fost ales democratic după ce i-a otrăvit, împușcat în cap și închis pe toți adversarii săi, da? Boris Nemțov s-a întâlnit cu un glonț pe stradă, se plimba în Moscova, s-a întâlnit cu un glonț. Navalny e la pușcărie și l-au mai și otrăvit între timp. Deci, într-adevăr, a câștigat niște alegeri perfect libere, dar după care toți contracandidații lui serioși au primit câte un glonț în cap sau au ajuns la pușcărie, sau au fost otrăviți, sau au fost obligați să plece în exil ca Hodorkovski. Și au modificat legile în așa fel încât Putin să poată fi președinte pe viață. În Constituția Federației Ruse erau prevăzute cele două mandate, după care au modificat și Constituția. Vladimir Putin a stat o perioadă premier, dar până la urmă el era cel care conducea, pentru ca mai apoi să revină președinte cu perspectivă de a avea chiar un mandat pe viață. Pauză și revenim la aceste detalii. Mai sunt declarații pe care le face Vladimir Putin și vă propun să ne uităm asupra lor. Și avem o nouă imagine de la summitul lui Vladimir Putin cu colegii săi dictatori din Caucaz. Pare să fie o competiție acolo a meselor foarte, foarte largi. Urmăriți și acum în imagine cum stau la masă cei 5 lideri, la o masă care umple întreaga încăpere. Sunt imagini care vin la o zi după altă celebră imagine pe care am pus-o chiar în paralel cu summitul de la Madrid, o masă cu atât mai mare decât aceasta. Era prima zi a acestui summit din Caucaz. Imaginea lui Vladimir Putin în încercarea sa de a arăta că nu este izolat, în încercarea sa ca mesajele sale să-i fie, preluate. Apropo de deciziile de la summitul NATO, mult peste ceea ce și-a dorit Vladimir Putin, a reușit să unească în pare, dacă înlocuiți câteva steaguri și câteva fețe din această fotografie, pare o fotografie color și mai bună calitativ din scânteia, de pe vremea din anii 80. Zici că acolo sunt Kim Il-sen, Khomeini, Ceaușescu și Chiu Enlai. De deci ce așa mi se pare. La asemenea distanță? Nu știu, pentru că ăsta este protocolul dictatorilor. Vladimir Putin este în stânga, jos. Așa se poartă protocolul la dictatori, n-am idee. Sau poate e obsedat. Asta e o masă destul de apropiată. Pare intimă la ce... la ce dimensiune au mesele la care stă de obicei Vladimir Putin. Am înțeles totuși, de exemplu aici, mi se pare clar că prima zi a summitului pare obsedat de a se îndepărta de oamenii din jurul lui, nu cumva să-l asasineze, obsesia complotului, ce vă citeam din Umberto Eco și, sigur, există, înțeleg, o armată de oameni care îl duc la toaletă, așa erau și cu Ceaușescu, de aia spun, nu e nicio diferență. Erau niște oameni care îi ștergeau fiecare clanță pe care apăsa Ceaușescu, nu știu ce. Sunt câteva informații care au venit, oamenii din staful acestor dictatori sau puțin mai în spate, oricum, așezați în spatele fiecărui lider. Robert, cum îți pare imaginea? Care să fie variantele prin care să alegi să te așezi la masă pentru a-ți reabilita imaginea, dacă nu ești izolat, și să te așezi la o masă cu super distanțare socială? Da, nu știu dacă neapărat intenția lui Vladimir Putin a fost de a-și reabilita imaginea, de a arăta că nu e izolat, cât de a arăta că el cumva controlează inclusiv aceste state, unele dintre ele chiar state proxy pentru Federația Rusă, altele state importante în economia globală, să spunem așa, dacă ne referim, desigur, la Iran. Cât despre mesele mari la care stau acești dictatori, e probabil un considerent de măreție, de grandoare, nu? Să stai la o masă, cum era aceea, din o masă pătrată imensă, cât o sală întreagă, probabil pentru ei, în mintea lor de dictatori, cumva dă foarte bine, că sunt foarte măreți, arată grandoarea popoarelor pe care le conduc și grandoarea lor ca lideri ai acestor popoare. Sergiu Mișcoiu, dumneavoastră ce credeți? La masă stă și liderul Azerbaijanului, cel cu care se negociază în această perioadă înlocuirea gazului rusesc. Da, liderul Azerbaijanului face o politică interesantă pentru că a dat nenumărate semne de apropiere de Statele Unite de-a lungul timpului, pentru, mai ales în timpul lui Donald Trump, pentru a șicana Rusia. În momentul de față joacă foarte interesant. Eu am avut ocazia în 2003 să fiu observatorul SCE la alegerile din Azerbaijan, când tatăl său, Ilham Aliyev, i-a lăsat și lui moștenire țara, Gaidar Aliyev lui Ilham Aliyev, și procesul a fost unul evident profund nedemocratic, în aceeași măsură în care a fost și cel mai recent din Turkmenistan. Deci jocul pe care îl face Azerbaijanul este interesant pentru că el este unul prin care Azerbaijanul vrea să se poziționeze ca lider regional, este statul cel mai potent din perspectiva rezervelor din zonă și în felul acesta încearcă să treacă cumva dintr-o tabără în alta, în manieră subtilă. Asemenea afișări vom vedea, cred, și cu lideri occidentali din partea lui Ilham Aliyev într-un viitor poate nu foarte îndepărtat, și e un stat care trebuie urmărit. Într-adevăr, am văzut în presa rusă ceea ce s-a scris despre întâlnirea din G7. Acolo lideri decontractați în cămăși erau tratați ca o șleachtă, o adunătură de bețivi, am văzut tot felul de apelații declarative de genul acesta și e clar că măreția liderilor realeși și multirealeși cu majorități zdrobitoare și fără contracandidați din acest clișeu pe care îl vedem aici, contrastează cu grupul acela de indivizi care păreau să fie o coterie. Și asta are legătură și cu modul în care vede Putin și văd apropiații lui Putin imperialismul occidental. Ei nu văd imperialismul occidental ca fiind o formă din aceasta de ocupare agresivă de teritorii, ci mai degrabă imperiul capitalismului mondial, al combinațiilor financiare. Pe acesta încearcă să-l denunțe Putin și cele două imagini contrastează, dar din punctul lor de vedere contrastează în interesul lor, de fapt. Emanuel Cernat, explicațiile dumneavoastră pentru mezamplasul acesta de la summitul din Caucaz. Trebuie să ne gândim că Vladimir Putin a folosit să participe la acest summit pentru a arăta business as usual. Așa cum lumea occidentală se întâlnește la Madrid, la fel și el la rândul lui are grupul lui cu care se poate întâlni. Eu personal cred că ar trebui să judecăm un pic altfel. Noi ne uităm la aceste imagini și le judecăm prin prisma civilizației occidentale. Ar trebui puțin privit și din perspectivă regională, pentru că pentru ei este un spectacol pus în scenă pentru popoarele respective. Iar popoarele respective nu o să se raporteze la imagini de genul liderilor decontractați de la summitul G7. Ei asta urmăresc de la liderii lor. E o altă tipologie. Toate astea, Vladimir Putin nu cred că a trebuit să meargă la acest summit, pentru că el nu mai ieșise din Rusia. Este prima dată când iese din Rusia de la începutul invaziei, dar este prima dată când doarme în afara Rusiei de la începutul pandemiei de COVID. Și aici poate să existe și aici, pentru că sunt multe rapoarte care vorbesc despre o paranoia a lui Vladimir Putin vis-a-vis de riscul de a se infecta de COVID. S-a vorbit și de retragerea lui în bunker, într-un bunker în vârf de munte. Și atunci poate să fie și acesta un considerent. Dar el a trebuit să facă acest pas, a trebuit să iasă și pentru că la această reuniune liderii celorlalte țări, nu toți rămăseseră în linie cu ceea ce trebuiau ei să facă și cu răspunsul lor vis-a-vis de Kremlin. Vorbeam mai devreme de președintele Aliyev, dar vorbim și de președintele Tokayev, al Kazahstanului, care recent a venit și a spus Kazahstanul nu poate să nu respecte sancțiunile internaționale. Brusc, o delimitare clară vis-a-vis de poziția Kremlinului. Cred că acesta a fost unul dintre șocurile majore pentru Vladimir Putin, pentru că numai devreme de începutul acestui an, Vladimir Putin vine în ajutorul lui Tokayev pentru a trimite niște trupe de pacificare care să calmeze spiritele în cadrul unor turbulențe extrem de serioase care amenințau scaunul lui Tokayev. După acest moment, Vladimir Putin cred că se aștepta ca Tokayev să vină și să rămână în siajul deciziilor Kremlinului. Iată că Tokayev, ca și Aliyev, își dau seama de contextul global, își dau seama că au o carte pe care pot să o joace și nu se sfie să o facă. Și nu este prima oară. La ultimul summit BRICS, India, care era prezentă din nou, cu toate că Vladimir Putin se dusese acolo în speranța de a arăta, participase la acea reuniune online în speranța că va arăta lumii că, iată, el împreună cu o parte a lumii, o parte însemnată a lumii, sunt pe aceeași linie, gândesc că în consonanță. India, ulterior, a participat la summitul G7 și s-a abținut de la face orice fel de judecată de valoare care să susțină în mod nemijlocit poziția Rusiei. Și nu în ultimul rând, în discursul pe care Vladimir Putin îl ține în cadrul acestei reuniuni, nu face niciun fel de referire nici la Ucraina, nici la lumea occidentală. El se referă doar la creștere economică, acel limbaj de lemn cu care ne-am obișnuit, oportunitățile din turism în zona caspică, inaugurarea noului vas de croazieră de pe Marea Caspică, care se numește Petru cel Mare. Deci, iată, el vorbește de subiecte care sunt lui apropiate, omițând să povestească ceea ce se întâmplă la câteva sute de kilometri de locul reuniunii. Îmi dați voie să fiu într-un ușor dezacord cu domnul Cernat. Nu știm ce își doresc acele popoare, domnule Cernat, de la liderii lor, pentru că acei lideri nu au fost aleși în mod democratic. Și spre deosebire de regi din istorie care își revendicau dreptul de a conduce o națiune de la Dumnezeu, respectiv de la biserică, domnii Putin, domnul ăla din Iran pe care l-a pus Ayatollahul Suprem, nu știm ce își dorește poporul iranian. Dacă ne referim la poporul iranian masacrat de trupele Ayatollahului, care n-a avut drept de vot, oamenii arestați cu miile, cu zecile de mii, sunt sigur că nu putem vorbi că acei oameni își doresc un astfel de lider. Nu cred că rușii sunt toți la fel. Nu cred că toți rușii sunt însetați de sânge, vor război, vor să-i omoare pe ucraineni. Sunt milioane de ruși în acest moment care tac. Noi nu știm ce vor ei. În decembrie 89, când a fost dărâmat Ceaușescu și, sigur, după aia au avut loc acele evenimente sângeroase neexplicate până azi, din punct de vedere judiciar și istoric până la capăt, nu știam ce își doresc o mulțime de români care erau tăcuți, care nu erau nici membri sau activiști zeloși ai Partidului Comunist, nu erau din camarila lui Ceaușescu, dar cu siguranță n-aveau curajul să iasă în stradă toți. Unii au ieșit, dar foarte puțin, să iasă în stradă și să opună lui Ceaușescu. Deci nu știm când, dintr-o dictatură, ce își dorește poporul turcmen, ce își dorește poporul azer. Eu nu știu dacă asta își dorește poporul kazah și îl dorește pe un din ăsta, dentist. Că ăștia sunt, în general, dictatori, ăștia de până Marea Caspică sunt dentiști și ajung brusc... Dar este imaginea de măreție pe care o livrează, pe de altă parte, acești lideri. E mai degrabă în mentalitatea dictatorilor. E adevărat că e o tipologie diferită a omului lider în Orientul Mijlociu față de liderul occidental. Dar diferența e că liderul occidental răspunde în fața opiniei publice, e criticat de dimineața până seara pentru orice gest cât de mărunt. Asta se întâmplă și în România, din fericire. Nu e cazul acolo. Nu mai există presă liberă. Sunt zeci, sute de știri în ultimii ani despre jurnaliști amenințați, arestați, bătuți, asasinați în aceste trei țări, pe lângă Rusia, da? Deci Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan. Deci acolo nu mai există de mult presă liberă și sigur România joacă și ea un fel de, mă gândeam la ce ați spus mai devreme, joacă și ea un fel de balet, așa cum a jucat și cu Turcia. N-are curajul statul român să spună clar că ce face Erdogan arestând zeci de mii de oameni este un atentat împotriva drepturilor omului, că are niște interese economice și pot să înțeleg discursul oficial al statului român până la un punct. Dar noi avem în București, în Parcul Tei, statuia tatălui, nu dictatorului de care vorbea domnul Mișcoiu, tăticul lui, care a fost ofițer KGB, fost dictator, fost lider comunist, fost dictator al Azerbaijanului, are statuie în Parcul Tei, că așa am strâns noi relațiile cu țările astea. Și la fel, ce avem dinspre summitul acesta sunt informații care vin dinspre propaganda lui Putin, nici de cum din partea unei prese libere. Vă propun însă, până la momentul în care mai avem o declarație pe care aș vrea să o comentăm, Dimitri Medvedev, care face o reală... transmite un real avertisment către Occident, să ne uităm puțin înspre front. Ce s-a întâmplat în ultimele ore? Orașul Severodonetsk a căzut, acum trupele ruse încearcă să preia controlul total asupra orașului vecin, Lisiceansk. Știți, acolo se duc cele mai aprige atacuri în ultima perioadă. Soldații ucraineni rezistă și speră că în cele din urmă vor ieși victorioși, însă oamenii de acolo trăiesc zi de zi cu sunetul bombardamentelor, trăiesc zi de zi cu teama că pot muri în orice moment. Urmărim un material și revenim la discuția în platou. Those who make it out alive from the line of fire are utterly exhausted and high on relief and almost surprised they're still in one piece. But there's a growing exasperation at what they see as the delay in sending long-range artillery and better weapons for them to somehow finish this fighting. It would be much better if you send us some new weapons. Are you struggling with the stuff you've got at the moment? Well, can't say that we're struggling, but it would be much better, you know. They take high losses, we need to retreat, but in the end, again, they will go forward again, we will beat them with artillery. They will, again, they have a great amount of losses. So like, what's your message to NATO and the rest of Europe? Stop being f***ing The foot soldiers aren't mincing their words anymore. But there's a determination and courage here that far outstrips the diminishing odds of victory, even as they race to a front to replace colleagues and where they're vastly outnumbered and outflanked. They're still very optimistic. What's your feeling? Мы так сам. Мы всегда за. Мы Украину не сдамо. 19-year-old Eugene has a face etched with the grime of war and seeing friends die in Severodonetsk. He spent 4 months sleeping and battling inside this armored vehicle. He's old enough to fight and nearly die, but young enough to question withdrawing from Lisiceansk. Конечно, обидно то, что если мы просто его, считай, почти отдали. Северодонецк, да, нас там задавили, а из Лисичанска просто начинаем уходить. Ну, лично мое мнение, там можно было вообще хоть трупы не подождать. But the city is being changed beyond recognition, with every major landmark in the center damaged or destroyed. It's a mass of debris and destruction. The city's authorities and police say already about 3/4 of the area is devastated. There are several thousand residents still here, where the rumble of deadly weaponry is now part of their daily routine and increased with a savage intensity over the past few days. Hear that whistle and that crunch? We know that they're coming from the south of the city, where there's a column of Russian armory which is trying to encircle the city, and they keep landing every 2 minutes. We saw no sign of any Russian troops inside Lysychansk despite Russian claims, but we did spot the Ukrainians driving back captured Russian armour, their blue and yellow flag flying above it now. But even amid this small triumph, there are shells coming in, forcing the curious nearby residents to take cover again. The Ukrainians are inflicting some serious casualties on their Russian enemies, but it's still not enough to hold them back. Civilians led us to the body of a Russian soldier, which they say was dumped out of the captured personnel carrier. He'd obviously been badly hurt and had a tourniquet around his leg. The discarded Russian army uniforms were laid out for the residents to see, while the police documented all the evidence for any future investigation, including exactly how he died and what he was doing. With no electricity, there's no operating morgue, but his DNA will be taken to try to identify him. Це на перше за все люди. І з нашої сторони буде зроблено все, щоб тіло потрапило до родичів. Volunteers have the awful task of bagging the corpse. Then the body is loaded into one of the few operating vehicles in the city. A larder so small, one of the volunteers has to sit cradling the dead Russian soldier on his lap, whilst his colleagues finish up gathering his personal items. Both life and death in Lysychansk is utterly surreal. The Russians deny they're targeting civilians, but plenty of homes are being hit in the fight to seize this city. A few meters away from the flames in this building, we find Ihor, a pensioner who's struggling to accept his flat's been bombed overnight. Both floors above his are burned right through. Are you still staying in there? Да, конечно. А куда мне? У меня нога болит. Куда мне идти? Мне некуда. With smoking flats all around him, his determined sprinkling of water to bring down the heat doesn't seem nearly enough to stop the fire's march. Yet the pain of giving up what's his is too much. And it's this refusal to give in that we've seen repeated over and over again in this country. Drama acestor oameni nu este văzută însă în Rusia. Dmitri Medvedev, de exemplu, este vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. El a afirmat astăzi: aș vrea să subliniez încă o dată că, în anumite circumstanțe, astfel de măsuri ostile ar putea fi de asemenea calificate drept un act de agresiune internațională și chiar un casus belli, adică o justificare de război. Se referă inclusiv la aderarea Finlandei și a Suediei la NATO. Sergiu Mișcoiu, vă ascultăm pe dumneavoastră apropo de aceste avertismente în cascadă care vin dinspre Rusia. Da, Dmitri Medvedev a asumat de la bun început rolul acesta de linie dură a regimului Putin, cel care poate să spună ceea ce alții nu pot spune, temându-se toată lumea datorită știutei relații extrem de puternice, de încredere între el și Putin, că de fapt ceea ce va spune el va fi doar o perioadă de timp până ce se va realiza de fapt. Cred că e un joc pe care Medvedev îl face și l-a făcut cu bună știință de la începutul acestui război și asemenea declarații nu pot fi luate în considerare decât în siajul declarațiilor făcute până acum de regimul de la Moscova. Ceea ce este mai trist este evident că durerea efectivă a indivizilor, a cetățenilor, problemele cu care se confruntă oamenii care sunt asediați și bombardați par să nu aibă niciun fel de repercusiune asupra agendei publice din Rusia. Și aici cred că e și o greșeală totuși de comunicare din partea Kremlinului, care ar fi putut să arate mai multă compasiune, desigur, falsă, așa cum sunt toate gesturile de care ne-a obișnuit până acum Kremlinul, dar totuși ar fi putut arăta mai multă compasiune față de aceste victime. Singurul discurs pe care îl avem din partea Moscovei este că toate acestea sunt înscenări ale Occidentului, ale Ucrainei și că tot ceea ce vedem noi în acest moment, inclusiv acest sărman pensionar care încerca să stingă focul cu o găletușă de apă, sunt happening-uri puse în scenă de către occidentali pentru a arăta cât de rea este Rusia. Acest discurs are totuși niște limite și așa cum s-a mai spus aici, și eu sunt convins că există mulți ruși care nu cred o iotă din ceea ce se spune, există foarte mulți care sunt îndoiți, care nu fac pasul de a nu crede pur și simplu ceea ce spune regimul, dar nici nu ar merge cu totul pe mâna acestuia și probabil că rândurile acestora nu fac decât să se îngroașe de-a lungul lunilor care vor veni, pentru că discursul este mult prea puțin legat de realitatea pe care o putem constata făcând un mini gest prin care aflăm dintr-o media străină, chiar și indiană, chiar și pakistaneză, de exemplu, că am văzut inclusiv reportaje în Pakistan despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, destul de interesante, destul de liber prezentate. Deci, inclusiv în aceste țări există o opinie publică informată, iar mulți dintre ruși cred că încet, dar sigur se vor îndepărta. Asta nu înseamnă că vor face ceva în gestul unei revoluții, în sensul unei revoluții, dar se vor îndepărta de această retorică oficială care pare să scârțe din ce în ce mai tare. Am văzut mai devreme, Robert, în materialul celor de la Sky News, ucraineni tineri care luptă și care nu au de gând să cedeze, deși vorbim de 4 luni de război. În ajutorul lor vin 50 de state. 50 de state au anunțat că vor trimite arme și am să anunț doar câteva dintre armamentul pe care îl vor trimite înspre Ucraina. Apropo de aceste lansatoare multiple de rachete HIMARS care încep să-și facă efectul, se vede în insula Șerpilor, spun și ucrainenii. 140.000 de sisteme antitank, 600 de tancuri, aproape 500 de sisteme de artilerie și aceste sisteme foarte prețioase de lansatoare multiple de rachete, inclusiv acestea vor fi trimise. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, foarte multe state au anunțat acest lucru. În continuare, state europene, Statele Unite, de exemplu, anunță în fiecare săptămână câte un nou ajutor, fie militar, fie umanitar, pentru Ucraina. Desigur, este foarte important ajutorul umanitar, pentru că vedem prin ce drame trec cetățenii ucraineni, mai ales cei care, din nefericire, se află acum pe linia frontului. Pe linia frontului din est, acolo unde zi de zi se duc lupte grele. Faptul că nu mai există acea emoție, poate, din primele zile ale războiului, din primele săptămâni ale războiului. Asta nu face mai ușoară pentru ei lupta sau viața de zi cu zi sub asediul permanent al bombelor și al rachetelor. Am văzut acum câteva zile oameni care se aflau într-un mall la cumpărături și care de la o secundă la alta s-au trezit cu dita-i racheta X-22 sovietică care a aruncat în aer, efectiv, mall-ul respectiv. Zeci de morți și zeci de răniți după acel atac al rușilor, pe care nu l-au recunoscut, despre care au spus că ei au lovit doar un depozit de armament lângă și din cauza că a luat foc depozitul, a luat foc și mall-ul. Ulterior, toate imaginile apărute de pe camerele de supraveghere arată efectiv racheta care lovește mall-ul respectiv. Acum, toate ajutoarele care vin dinspre statele occidentale cu siguranță vor cântări mult în perioada imediat următoare. Multe dintre aceste ajutoare militare anunțate încă nu au ajuns, sunt pe drum, sunt în curs de a ajunge în Ucraina. Trebuie să ne gândim că există și o perioadă de antrenament pentru soldații ucraineni, pentru forțele ucrainene, pentru a se adapta cu acest echipament modern. După care, speranța ucrainenilor este că ar putea să declanșeze o ofensivă care să ducă la recuperarea teritoriilor pierdute până acum. Pe front nu se văd mari modificări. Nu, în continuare se duc aceste lupte grele pentru Lisiceansk, e unul dintre ultimele bastioane din regiunea Lugansk. Știm foarte bine, deja Severodonetsk este cucerit de ruși, acolo deja e instalată o administrație prorusă, forțele ucrainene s-au retras deja din orașul respectiv și, practic, Lisiceansk este ultima redută ucraineană în Lugansk. Dacă pierd și acest oraș, o spun inclusiv ucrainenii, poate fi considerată pierdută regiunea Lugansk. Regiunea Donetsk, în schimb, stă puțin mai bine, să spunem. Acolo linia frontului e undeva mai aproape de fosta linie de demarcație care era trasată încă din 2014, dar și acolo se duc în continuare lupte, doar pentru că nu le vedem neapărat în imagini sau nu sunt foarte multe informații despre aceste lupte, nu înseamnă că ele nu există. Între timp, ucrainenii încearcă ofensive în zona Herson. De exemplu, astăzi anunțau că au recucerit unele localități mici, dar sunt cumva victorii de etapă, pentru că fiecare punct cucerit de ucraineni poate reprezenta până la urmă un punct strategic în lupta pentru recucerirea zonei Herson. Rezistă ucrainenii până de Crăciun. De Crăciun am putea să vedem o altă hartă a Ucrainei. Apropo de declarațiile pe care Volodymyr Zelensky le-a făcut și rugămințile pe care le îndrepta Occidentului să-l sprijine, să îi sprijine, astfel încât războiul să se încheie anul acesta. Este extrem de greu de estimat, pentru că, pe de-o parte, ucrainenii în acest moment sunt dependenți total de ajutorul Occidentului, de ajutorul în arme, de ajutorul material, de ajutorul umanitar, de ajutorul de intelligence pe care pot să-l primească din partea Occidentului. Iar la nivelul Occidentului, cu toate că chiar astăzi președintele Biden venea și spunea vom sta alături de Ucraina până când vor câștiga războiul, Olaf Scholz a venit și a spus la rândul lui: vom fi alături de ucraineni atâta timp cât vor avea nevoie de noi. Dar realitatea este că la nivelul societăților occidentale începe să se resimtă din ce în ce mai acut o anumită oboseală vis-a-vis de tema războiului. E o temă care pentru noi în această zonă este aproape și ne preocupă într-un mod direct. Dar în Occident deja tema grijilor, facturilor crescute, a costurilor energiei pentru această iarnă sunt mari. Necesarul de arme pe care Ucraina îl are în acest moment este unul extrem de mare. Mihail Podoliak, consilierul președintelui Zelensky, spunea acum câteva săptămâni, făcea o listă cu care ar fi necesarul pe care a fost denumită listă de cumpărături a armatei ucrainene pentru a putea întoarce soarta războiului și pentru a câștiga acest război. Și vorbea acolo, de exemplu, de 1000 de tunuri howitzer, în condițiile în care întregul număr de astfel de piese de artilerie livrat sau asumat de către Occident până în acest moment este de 250. Spuneau acolo că au nevoie de 1000 de drone, de 250 de tancuri. Sunt niște capacități de luptă extrem de mari pe care nici Occidentul nu le are disponibile în acest moment. Și așa cum spunea domnul Chis, e o mare problemă și de aia nici nu se vede încă în situația de pe front. Armamentul a început să vină, dar pregătirea oamenilor pentru sistemele HIMARS, necesarul pentru pregătire, necesarul în mod normal, în condiții normale, este de 2 luni pentru a pregăti o echipă de oameni care să opereze un astfel de lansator. Au reușit să scurteze perioada pentru ucraineni și de aceea au început să le desfășoare în teren. Dar distanța de la momentul în care aceste arme vin și momentul în care armata ucraineană este pregătită pentru a le folosi, pentru a ști cum să le folosească, pentru că în acest moment Occidentul vine și le reproșează, experții militari occidentali vin și le reproșează că nu le folosesc așa cum trebuie. Ei folosesc aceste arme de înaltă precizie pentru a răspunde unui tir de baraj de artilerie. Practic, consumă extrem de multă muniție, fără a o face de o manieră judicioasă. Deci, în acest moment, ucrainienii trebuie să se obișnuiască să utilizeze acest armament în modul în care el este conceput și a fost creat de către Occident. Să eficientizeze cumva utilizarea, iar acest lucru o să mai dureze. Armamentului scump, în primul rând. Dacă ar fi să, pentru că am început cu Marea Neagră și cu Insula Șerpilor, să mutăm focusul înspre România. România a fost astăzi prezentă în discursul marilor lideri de la summitul de la Madrid. Avem și anunțul triumfalist al premierului, al președintelui. Toți spun că România și-a îndeplinit toate obiectivele la acest summit. Cum arată România după acest summit? Eu sunt mai puțin malicios și spun că nu e triumfalist. Este foarte bine că s-au lăudat cu asta. Nu vorbim de persoane aici, ci de câștigul României ca stat. Faptul că vin mai multe trupe în România este un semn în plus că România devine de importanță tot mai mare. Este pe hartă. Este pe hartă. M-am dus recent la un eveniment organizat de Romanian Business Leaders și o asociație a celor mai importanți oameni de afaceri din România, unde m-am întâlnit cu niște consultanți americani care mi-au spus foarte relaxați că au venit să consulte autoritățile din România și mediul privat pentru extinderea facilităților din portul Constanța. Există foarte mult interes pentru România în acest moment și asta este, nu poate fi decât o veste bună pentru România în contextul ăsta al multor vești proaste care vin pentru români la facturi și la prețuri și așa mai departe. Dar vreau să vorbesc un pic despre... Eu nu sunt capabil să fac un pronostic, nu știu dacă e cineva, poate un expert militar, un pronostic asupra acestui război, că va dura 3 luni, 6 luni, 3 ani. Dar în mod cert, istoria ne arată că niciodată un dictator nu s-a mulțumit cu ceea ce i s-a dat. N-a făcut-o Hitler cu Cehoslovacia, nu va face nici Putin, care deja are, să zicem, un trecut documentat de mici cuceriri. Deci a făcut-o cu Crimea, a făcut-o acum cu Donbassul, visează să ia întreaga Ucraina, nu-și permite Occidentul să nu ajute cu ce are nevoie Ucraina ca să reziste în acest război și eventual să ajungă la o eventuală negociere în termeni cât mai buni. Asta nu înseamnă că se va întoarce la granițele despre care vorbeau liderii NATO, nu? Că respectă granițele recunoscute internaționale ale Ucrainei. Granițele recunoscute internaționale ale Ucrainei sunt inclusiv Crimea. Dar evident că nu se va ajunge acolo în termeni realiști în viitorul apropiat. Dar în mod cert, Occidentul nu cred că își permite în acest moment, chiar și făcând, și după informațiile mele se fac în acest moment, peste ocean cel puțin, sunt comenzi la fabrici de armament care asta fac. În acest moment sunt produse echipamente militare comandate de armata americană care vor ajunge în Ucraina. De ce nu-și permite Occidentul să piardă acest tren al sprijinului militar acordat Ucrainei? Pentru că următorul pas va fi atacarea unui stat membru NATO. Și să ne ferească Dumnezeu, pentru că noi suntem aici o țintă potențială. Sigur, mai sunt țările baltice. Am văzut deja că există amenințarea în legătură cu Kaliningrad. Deci eu cred că în acest moment Occidentul, după acest summit, este mai hotărât și mai decis ca oricând să-l ajute pe Zelensky, să ajute armata ucraineană cu echipamentele militare de care are nevoie. Habar n-am dacă are nevoie de 1000 de tunuri howitzer, nu știu câte sunt în lume disponibile, dar sunt convins că vor fi ajutați în continuare ucrainenii ca să reziste și să păstreze linia frontului cât mai mult în fața armatei ruse. Altfel nu au nicio șansă, să fim serioși. Ucraina este o țară distrusă într-o proporție destul de mare, o infrastructură distrusă, economie distrusă, nu mai pot face producție. De altfel, regiunea industrială e chiar în estul Ucrainei, o țară bombardată cu milioane de refugiați, deci lipsă de forță de muncă, deci se confruntă cu o sumedenie de probleme. Ucraina nu poate rezista de una singură, fără ajutorul vecinilor, membrilor NATO și ai Uniunii Europene, nu poate rezista în fața acestui atac absolut nejustificat. Nu vreau să trec de România și cum arată după summitul de la Madrid, domnule Mișcoiu? Da, România a marcat puncte în acest summit. Desigur, România a fost de foarte multe ori elevul cu minte și în Uniunea Europeană și în NATO. În momentul de față suntem mai mult decât elevul cu minte. Este elevul cu minte care trebuie să-și facă repede toate temele și mai ales trebuie să demonstreze că a învățat, pentru că este și în gura puștii, practic. Și ceea ce s-a întâmplat la acest summit nu a făcut decât să confirme că modul în care a existat în România o articulare comună a tuturor forțelor politice responsabile de-a lungul timpului, conform căreia trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, să ne integrăm în NATO și să avem o opinie publică care să fie împinsă temeinic înspre susținerea unei linii euroatlantice, a fost o linie absolut corectă și, din acest punct de vedere, poate trebuie să marcăm o reușită națională, fără să fim triumfaliști, într-adevăr. Trebuie să remarcăm în toate problemele pe care le avem, cu tot disensul, cu toate hibele pe care le are guvernarea în România și ele sunt nenumărate, că a existat și acest succes pe plan internațional, care ne menține pe o linie măcar de plutire și ne dă totuși o certitudine a faptului că vom fi apărați atunci când va fi, dacă va fi nevoie, Doamne ferește, să fim apărați. Cred de asemenea că, și aici a fost spus un lucru important, într-adevăr în Occident opiniile publice încet, dar sigur și acolo, încep să nu mai fie atât de interesate de ceea ce se întâmplă în Ucraina și odată cu scăderea interesului începe să apară și un curent conform căruia ar trebui să mai reducem sprijinul acordat Ucrainei. Aceste livrări de armament, de exemplu, despre care am vorbit destul de mult aici, au și un revers al medaliei. Sunt din ce în ce mai mulți occidentali care spun că, iată, complexele militare-industriale vor câștiga sume enorme, statul din bani publici va cumpăra arme pe care le va livra ucrainienilor și în condiții de criză asta înseamnă o cheltuială la buget pe care începem să nu ne-o permitem. Pentru ce? Pentru a apăra o țară care e departe de noi. Încet acest tip de discurs își va face inevitabil loc, va trebui și el ținut să nu meargă foarte departe. În România nu sunt șanse ca acest discurs să meargă foarte departe pentru că suntem aproape de război, dar în Occident vor exista tendințe în acest sens și acestea sunt de urmărit. În încheiere aș vrea concluzia dumneavoastră, dar m-aș lega de un episod mai degrabă ironic între G7, liderii G7 și Vladimir Putin, când și-au măsurat pectoralii de la distanță. Spune Boris Johnson, sacourile pe noi sau le dăm jos? Trebuie să ne arătăm pectoralii. Asta a fost duminică, astăzi a venit și răspunsul lui Vladimir Putin. Acesta a spus că ar fi un spectacol dezgustător, am citat, să-i vedem pe cei 7 dezbrăcați până la brâu. Cum vedeți această nuanță a declarațiilor de la distanță? Este o altă dovadă că Vladimir Putin nu se ferește să intre într-o logică a unui discurs destul de barbar, ca să spun așa, și a pierdut odată în plus ocazia de a utiliza calea diplomației și a ales calea confruntării directe. Nu știu cine mai avea așteptări, Sabin Orcan. Da, bun. Acum este o ironie a lui Boris Johnson. Se referă la imaginea asta de macho pe care o proiectează, nu? Putin, președintele care la bus to gol se duce, vânează, nu știu ce face, călărește, așa mai departe. Putin se mândrește cu acest lucru. Eu aș zice că problemele lui nu sunt neapărat la suprafață fizice, nu? Ca un fost ofițer KGB antrenat ani de zile, îi place să se antreneze, judo, hockey și așa mai departe. Când a coborât din avion și s-a îndreptat spre limuzina, când a ajuns în Caucaz și a dat jos sacoul. Da, cu creierul și cu sufletul, nu e localizat foarte bine de în anatomia modernă sufletul, dar are o mare problemă de suflet. Nu există nicio empatie, s-a vorbit aici, pentru morți, nici măcar pentru morții lui. Oamenii care nu, astăzi a vorbit, există în discursul lui un fragment în care vorbește despre bine, despre binele ucrainean. Spune, apelul adresat Ucrainei de a continua luptele și a refuza negocierile nu face decât să confirme ipoteza noastră că Ucraina și binele poporului ucrainean nu sunt obiectivul Occidentului și NATO. Păi binele poporului ucrainean sau al Ucrainei, al cărei drept el îl neagă la existență, îl vrea Putin, binele poporului ucrainean, mor zeci de mii de oameni, cred că o să ajungă cifrele la sute de mii, mor zeci de mii de oameni din Rusia. Cifra nici nu este oficială în acest moment. Ați văzut vreo empatie a lui Putin față de morții din Rusia? Nu, niciuna. E o întrebare retorică. Robert. Fiecare cu glumele lui. Da? Liderii G7, glumele lor despre Vladimir Putin. Vladimir Putin, gluma lui cu bustul gol și cu imaginea. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația, că ați fost alături de noi la această ediție specială. Urmează acum știrile serii de la Fix. Vă reîntâlniți cu Andreea Bratu, eu sunt Anca Suciu. Vă mulțumesc pentru atenție. Noapte liniștită!